găsit, sunt Natalia Ghețu și vă invit la sinteza săptămânii. Iată care sunt principalele subiecte. Blocul comuniștilor și socialiștilor pe urmele grupului Șor. În această săptămână, deputații au boicotat o nouă ședință plenară, în semn de protest că nu li se acceptă niciun proiect pe ordinea de zi. Ce spune majoritatea parlamentară, vedeți la sinteză. Fostă deputată ar fi făcut-o pe agentul sub acoperire pentru a intra în grațiile fugarului Ilan Șor, totul pentru a scoate la lumină pretinsele acte de corupție ale fostului primar de Orhei, fugit acum în Israel. Toate detaliile în câteva momente. E oficial, vila lui Vladimir Plahotniuc din Elveția a fost pusă sub sechestru. Despre asta a anunțat în această săptămână șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. O fostă deputată ar fi făcut-o pe agentul sub acoperire pentru a intra în grațiile fugarului Ilan Șor, totul pentru a scoate la iveală pretinsele acte de corupție ale fugarului Ilan Șor. Este vorba despre Arina Spătaru, care susține că a fost și la vila lui Șor din Israel. Iar după ce au bătut palma, ar fi primit de la Șor 50.000 de dolari și 100.000 de lei pentru a crea un partid marionetă. Procurorii afirmă că banii au fost transmiși prin deputatul Alexandru Nesterovski, reținut după ridicarea imunității parlamentare. Eu, Arina Spătaru, tot eu, Victoria Bogatu, agent sub acoperire, sunt deputatul menționat ieri în Parlamentul Republicii Moldova de către Procurorul General, de către șefa Procuraturii Anticorupție, de către SIS și CNA. Timp de 5 luni, Șor credea că Arina Spătaru a fost cumpărată din banii lui. Șor credea că ALDE este făcut la indicațiile lui. Șor credea că Adrian Culai lucrează pentru el. Am o veste proastă, domnule Șor. V-ați înșelat amarnic. Nu toți oamenii sunt de vânzare. În operațiunea sub acoperire a participat și secretarul general al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Adrian Culai. Spătaru susține că fugarul Ilan Șor credea că și Culai ar fi fost devotat și că fac împreună front comun. Procuratura Anticorupție a publicat și o înregistrare dintre Șor și o altă persoană, care se presupune că ar fi secretarul ALDE. Cei doi discută despre bani necesari pentru întreținerea partidului. Давайте сделаем так, мое предложение. Я вам завтра передаю 100 из расчета, что 67 это месячные, там 33 это из этих 100 бюджет обещал. И плюс, единственное, вы добавьте Арину, потому что как бы, ну, ее здесь нету. Ну вот Арины нету, вот это уже... Все, добавьте расходы Арины и поехали. Все, завтра 100 у вас. Ну хорошо, я должен знать, с Ариной уже договорились по зарплате, это все. Все, так завтра 100 на расходы с Ариной... Spătaru mai spune că toți banii primiți de la Ilan Șor au fost contabilizați în dosar și că niciun leu nu a mers pentru finanțarea partidului pe care îl reprezintă. Am fost la el chiar în Israel, în vila lui luxoasă, și i-am ascultat planurile malefice. Datorită acestei operațiuni, de exemplu, Șor a fost localizat și adresa lui reală din Cezarea și locuința lui luxoasă, mai târziu, mai exact în la începutul lunii august, a apărut în investigațiile jurnaliștilor din Israel. Am fost nevoită să port acest telefon cu mine lăsat de Șor în punga cu banii cu care credea că mă cumpără. La câteva ore de la declarațiile lansate de Arina Spătaru, a ieșit cu o reacție și fugarul Ilan Șor. Arina Spătaru забыла или также врет, как и все остальное, упомянуть одну вещь, что не я на нее искал выход, а она на меня искала выход несколько месяцев. И я не соглашался с ней встречаться, так как не понимал ее искренность, ее намерений. Но в конце концов, мне действительно ряд людей убедили, что она была бы неплохим лидером. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat că persoana de legătură dintre Șor și Spătaru a fost deputatul Alexandru Nesterovski, reținut de CNA. Deputatul Nesterovski a transmis o
un pachet de hârtie cu 50 de mii de dolari în numerar și 100 de mii de lei acestui fost deputat cu scopul de a convinge această persoană să creeze un partid politic care până la urmă să execute indicațiile lui Ilan Șor. Potrivit șefei Procuraturii Anticorupție, scopul lui Ilan Șor este finanțarea ilegală a partidelor pentru a putea controla deciziile în favoarea grupării criminale pe care o conduce. După ce a fost declarată partidul politic Șor neconstituțional, Ilan Șor are și gruparea criminală, au venit cu un alt plan. Un plan să susțină unele deschis, dar unele din umbră, alte partide politice. Joi, deputații Irina Lozovan și Alexandru Nesterovski au rămas fără imunitate parlamentară. Ulterior, aceștia au fost reținuți. Lozovan a fost preluată de acasă, iar Nesterovski de lângă parlament. Partidul Renaștere neagă legătura cu Ilan Șor și acuză autoritățile de represiune politică. Acuzație respinsă de CNA. Deputații Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan au fost plasați în arest preventiv. Nesterovski își va petrece următoarele 30 zile în penitenciar, iar Lozovan în arest la domiciliu. Decizia a fost luată ieri de către magistrații judecătorii Chișinău, sediul Ciocana. Fundalul scandalilor susținătorilor formațiunii Renașterii, fostul socialist, deputatul Alexandru Nesterovski, a fost adus de mascați la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana. Mă recunoașteți, Tina? Cum comentați acuzațiile? Câți bani ați luat la Șor? Domnul Nesterovski, mă recunoașteți, Tina? Avocatul lui Nesterovski declară că clientul său pledează nevinovat. Nu își recunoaște vina, dar deci menționând despre faptul că își rezervă dreptul de a se abține de la careva declarații, deoarece nu i-a fost asigurat un timp suficient pentru a-și pregăti poziția de apărare. De ce este învinuit? Deci este învinuit de pregătirea finanțării partidelor politice în mod ilegal și corupere. Nu și recunoaște vina nici colega sa de partid, Irina Lozovan, și ea a fost membră PSRM, care face acum parte din Partidul Renaștere. Lozovan însă nu a venit la judecătorie. Domnule, ei nu și recunoaște vina, nici de cum. Asta ce pot să spunem la moment. Nu s-a putut prezenta? Nu i-a solicitat examinarea în lipsă. Magistrații au decis că Irina Lozovan să fie plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar Alexandru Nesterovski 30 de zile în izolator. Și Mihail Bagaț, candidatul din partea Ligii Orașelor și Comunelor pentru funcția de primar al Capitalei, va sta 30 de zile în arest în izolator, au decis ieri magistrații judecătoriei Chișinău, Ciocana. Cu Renaștere n-am nimic. Dar ce rol ați avut în finanțarea partidelor? N-am avut niciun rol. Ilan Șor este colegul meu de clasă pe care îl cunosc mai mult de 30 de ani. Ați primit bani? Nu, n-am primit de la dânsul. Vina, vă recunoașteți? Nu. Deci nu ați primit bani de la Ilan Șor, nu n-am primit niciodată. Activistul Mihail Bagaț, pretendent la funcția de primar al Capitalei, a fost reținut joi. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Bagaț este suspectat de pregătirea finanțării ilegale a partidelor politice din partea unui grup criminal organizat și de complicitate la spălări de bani în proporții deosebit de mari, comise la fel de un grup criminal organizat. Într-o postare pe rețelele sociale, membrii partidului pe care îl reprezintă activistul s-au arătat îngrijorați de reținerea lui Bagaț, accentuând faptul că s-a întâmplat la doar două zile după ce și-a depus dosarul pentru înscrierea în cursa electorală. Ei au cerut autorităților să examineze transparent cauza și să nu încalce legea. Proaspăt
capătul membru al CSM, Iulian Muntean, a anunțat că cel mai probabil își va da demisia pentru a nu compromite imaginea instituției. El a refuzat să ofere declarații la telefon, dar a scris pe Facebook că nu a avut nimic de ascuns atunci când și-a depus dosarul la CSM. Mai mult, Muntean susține că a răspuns afirmativ la întrebarea dacă a fost vreodată parte la vreo cauză civilă, contravențională sau penală din chestionar, care, potrivit lui, nu e obligatoriu. El afirmă că a indicat toate cauzele existente, dar dosarul în cauză nu l-a menționat pe motiv că a fost informat de avocat că a fost clasat și respectiv nu trebuia menționat nicăieri. În postare, membrul CSM reiterează că din septembrie 2018 și până acum nu a avut nicio interacțiune cu procurorii pe dosarul în care este bănuit că ar fi luat mită de la studenți când era profesor universitar. Reacția lui Munteanu a venit după ce ministra justiției a sugerat să plece din CSM, iar ulterior același lucru l-au cerut și ceilalți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Informația a ajuns în spațiul public acum câteva zile, iar instituțiile de drept și-au pasat responsabilitățile. Comisia Preveting declară că nu a fost informată de procuratura despre faptul că Munteanu figurează într-un dosar de corupție, iar procurorii, la rândul lor, susțin că nu au primit nicio solicitare în acest sens din partea evaluatorilor internaționali. Mâine, la Parlament, vor avea loc audieri pe acest caz. Iulian Muntean a fost ales membru CSM acum 2 săptămâni. E oficial, vila lui Plahotniuc din Elveția a fost supusă sub sechestru. Despre asta a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Potrivit acestea, vila cumpărată în 2012 are o valoare de 26 de milioane de dolari, iar asta reprezintă doar 6% din prejudiciul total din dosar. Totuși, autoritățile speră că, după încheierea procesului, vor putea recupera banii. Am primit, deci, un răspuns, o confirmare, în sfârșit, pe care o așteptam de foarte mult timp, din Elveția. O confirmare că vila din Elveția, care se află, care îi aparține, a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, a fost înghețat în registrul de proprietate în Elveția. Acest bun a fost cumpărat din banii lui Vladimir Plahotniuc în 2012 pentru o sumă de aproximativ 26 de milioane de dolari. Contactat de TV8, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a spus că nu știe că proprietatea oligarhului a fost pusă sub sechestru. Costul vilei din Elveția a fostului lider democrat reprezintă 6% din prejudiciul total din dosarul frauda bancară, care a fost estimat la 7,5 miliarde de lei. Noi sperăm, deci, să avansăm cât mai repede pe dosarul penal care este deja în judecată, unde, dacă va fi condamnat Vladimir Plahotniuc, ar fi posibil, deci, să recuperăm prejudiciul cauzat în acest caz, inclusiv cu banii din vila care este sechestrată în Elveția. Cât despre locul aflării lui Vladimir Plahotniuc, Veronica Dragalin susține că nu are informații oficiale. Nu avem altă informație suplimentară pe această temă, deci noi am solicitat să fie anunțat în căutare la Interpol. Am primit răspuns de la Interpol că această cerere din partea Moldovei nu va fi executată și la moment nu cunoaștem, deci, din punct de vedere de confirmare oficială de la Interpol sau de la altă țară, unde se află Vladimir Plahotniuc. În luna iulie, Procuratura Anticorupție a anunțat despre trimiterea în judecată a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, acesta fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit ședința Parlamentului și săptămâna aceasta, fiind tradițional nemulțumiți că majoritatea parlamentară le-a ignorat propunerile de audieri și excluderea din ordinea de zi a proiectului cu privire la prelungirea stării de urgență. Discuțiile s-au lăsat cu replici acide. Însă tuc liniștit, între tehnică militară dimineața, se amplasează în apropierea satului și în această apropiere de câteva zeci de metri se încep exerciții militare. Asta și-a trezit așa mare panică la oameni. De ce aceste exerciții militare se petrec între aceste sate? Doamna deputat, unica armată periculoasă în proximitatea noastră și de care trebuie să... Asta e Federația Rusă. Armată de criminali care omoară oameni civili. Asta e
unicul pericol. În rest, faceți-vă cușiță și nu speriați și nu umblați cu minciuni. Cum a venit unul nu de mult de acolo și s-a apucat de făcut regulă în Ministerul de Interne. Stimați colegi, supun votului. Ce punem votul? Dați să mă uit. Audierea domnului Nosatăi. E clar. E clar. Da, ce nu e clar aici? Dacă era Șoigu, era altă tabă. Dar așa e audierea domnului Nosatăi. Inițiativa a întrunit 21 de voturi. Vă mulțumesc. Nemulțumiți că propunerile înaintate pentru completarea ordinii de zi nu au fost acceptate la începutul ședinței, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au decis să părăsească sala plenară. Atunci când pe ordine de zi a Parlamentului nu se regăsesc subiecte de maximă importanță pentru opinie publică, pentru interesul național, atunci când colegii din fracțiune sunt ignorați, noi părăsim în semn de protest această ședință. Atunci când toate ședințele plenare le începe cu a se plânge că nu este respectat dreptul opoziției, că nu are dreptul de a participa la audieri publice, la ședințe, este o lipsă de respect față de cetățenii care l-au delegat în Parlamentul Republicii Moldova, față de colegii din Parlament și, în general, față de democrație. Deci eu vă rog, atunci când domnul Bătrâncea își începe discursul cu a se plânge că nu are anumite drepturi respectate, să înțelegem că asta este o propagandă ieftină și manipulatoare. Dar dacă deputații BEX au venit și au plecat, aleșii de pe listele fostului partid Shorts, scos recent în afara legii, nici nu s-au prezentat. Pe Facebook au scris că fotoliile lor rămân libere în semn de protest împotriva actualei guvernări. Un nou caz de corupție la Agenția Servicii Publice, un angajat al filialei din Hâncești, dar și doi intermediari au fost reținuți fiind acuzați că luau mită pentru eliberarea permiselor de conducere. Aceștia primeau de la clienți de la 300 la 1200 de euro. Ce ne-a făcut publice mai multe interceptări telefonice întrebănuiți? Cele trei persoane ar fi acționat coordonat. Aceștia îi convingeau pe cei care voiau să obțină permis de conducere că pot aranja asta cu angajații secției de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto din Hâncești, iar sumele pretinse pentru un permis varia între 300 și 1200 de euro. Oamenii legii au făcut publice mai multe discuții telefonice ale bănuiților, interceptate de ofițerii CNA. Da. Unul de trei jumătate. Da. Hai, fugă. Da, vii, ia camus în drum, da. Da. Ia, deschide să fiu, scoate 300 de ruble, de euro de acolo și îi le scoți red de la poartă. Deci sunt pe masă, mă tinc. Nu uite, mă tinc sunt pe masă. Da, mai. Și bă, hai, eu am un din mi le aduci la poartă, la sfirea. Într-o altă înregistrare, o femeie se laudă că a trecut cu bine de proba practică și că nu a făcut nicio greșeală. Alo. Alo, domnule. Da, salut. La mine chestia, da, tot e bine. Tot e bine. Tot e bine, da. Zero, cum te greșești. Da. Bun. Foarte bine. Noi vedem seara cum ne liberăm și încă să întreb lucrurile astea. Da. 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 În cadrul perchezițiilor efectuate de ofițerii CNA au fost ridicate mai multe înscrisuri cu datele de identitate ale candidaților, copii ale buletinelor de identitate, 38.000 de euro, 39.000 de lei și telefoane mobile. Cei trei bănuiți au fost reținuți și plasați în izolatorul CNA, iar Agenția Servicii Publice vizată de acest scandal de corupție a anunțat că va oferi tot suportul necesar organelor de drept, astfel încât angajații care iau sau intermediază cazurile de corupție să fie trimiși pe banca acuzaților. În luna aprilie, 6 angajați de la Agenția Servicii Publice de la Iedineț și Don Dușeni au fost reținuți, fiind bănuiți de luare de mită, tot pentru eliberarea permiselor de conducere. Aceștia primeau pentru acest serviciu între 500 și 1000 de euro. La aproape un an și jumătate de când guvernul a bătut palma cu americanii ca să le vândă fostul stadion Republican, lucrurile nu s-au mișcat din loc. Autoritățile nici măcar nu au estimat valoarea celor 5 hectare de teren din centrul capitalei, unde Statele Unite vor să-și construiască o nouă ambasadă. Inițial, Agenția Proprietății Publice a încercat să economisească pe servicii de evaluare, iar acum este gata să plătească și 400.000 de lei companiei care va oferi americanilor nota de plată.
Ce spun agenții imobiliari, aflați reportajul ce urmează. Primii care au fost gata să cedeze stadionul americanilor a fost guvernarea controlată de Vlad Plahotniuc. Odată cu schimbarea puterii, s-au schimbat prioritățile. Guvernarea PAS a revenit la subiect în primăvara anului trecut. După mai multe dispute, la sfârșitul lunii aprilie, guvernul Gavriliță semna un memorandum prin care se angaja să vândă fostul stadion republican, guvernului SUA. Doar că lucrurile s-au împotmolit chiar din prima fază, la selectarea companiei care să evalueze valoarea lotului de 5 hectare. Au fost pornite licitațiile și au fost început cu 40.000, nu s-a prezentat nimeni, au fost mărit la 70.000, după asta la 160.000, după asta la 270 și acum la 400, deoarece când a fost studiată piața din partea companiilor de evaluare, au fost expediat că prețul pentru așa lucrări e între 400 și 700.000. Noi nu am vrut să începem deodată cu 400.000, au fost mai întâi cu sume mai mici. Sperăm că acele companii, alte companii poate, care atunci au scris că așa lucrări circa 400.000, vor să participe la licitație. Reporterii TV8 au încercat să înțeleagă de ce companiile din domeniu nu se grăbesc să răspundă cererii guvernului de a evalua costul terenului pe care în perioada sovietică a fost construită principala arenă sportivă din Republică. În spatele camerei de luat vederi, acestea ne-au declarat că subiectul a fost extrem de politizat, motiv pentru care există riscul ca vânzarea acestui teren să fie contestată inclusiv în instanțe. În prezent, terenul stadionului republican se află într-o stare jalnică, fiind lăsat de izbeliște. Aici au crescut zeci de copaci, așa că pe alături te simți ca fiind într-o adevărată pădure. Totodată, zona a devenit una preferată și de mulți oameni ai străzii. Aici sunt aruncate tone de gunoaie, haine, pachete sau sticle de plastic. Agenția Proprietății Publice a anunțat că în această săptămână va începe lucrările de curățare a perimetrului, care se întinde pe o suprafață de 5 hectare. Asta pentru a facilita lucrările companiei care va evalua terenul. Bineînțeles, dacă se va găsi una. Orășenii susțin că lucrurile au degradat atât de mult încât nu se mai simt în siguranță atunci când trec prin preajmă. Dar seara e foarte periculos. Nici nu trecem prin preajmă pentru că sunt vagabonzi, sunt boschetari, sunt câini care iei permanent cu deșa, adică chiar e periculos. Grupe de diferite vârste, copii, da. Și tot cu un duleu care e periculos. Vedeți care e situația în țară. Nu știu dacă... Asta e practic centrul orașului. Și fără schimbări de obște. Și... Credeți că autoritățile trebuie să decide până la urmărie? Corect. Numai decât că asta e centrul orașului. Pentru turiști, uitați, ei vin aici parcă, nu știu, parcă după război în teritoriu. Не часто приезжаю мимо, но когда приезжаю, вижу, что беспорядок. Сравниваю с тем, что было раньше, здесь была цивилизация. Сейчас это беспредел. Ambasada Statelor Unite de la Chișinău declara anterior că este gata să investească în construcția noului sediu, dar și amenajarea unei zone de agrement cu acces public, 250 de milioane de dolari. Incident mai puțin obișnuit pe calea ferată, un vagon era la un pas de a-și pierde roțile pe calea ferată în timpul unui transport de cereale. Incidentul s-a produs la Basarabeasca și a fost surprins de martori care s-au grăbit să posteze imaginile pe rețele sociale. A fost surprins și momentul în care angajații căilor ferate intervin ca să remedieze situația. Contactați de postul nostru de televiziune, reprezentanții căii ferate a Moldovei au confirmat cazul. Aceștia au declarat că totul s-a întâmplat din cauza unei defecțiuni tehnice, iar acum o comisie investigează toate circumstanțele. Din cauza unei defecțiuni tehnice s-au desprins roțile a unui vagon care au afectat însuși mișcarea corectă al acestora. Imediat au intervenit responsabilii de acest tip de cazuri pentru
a stabili circumstanțele pentru a face totul ca să fie reluat circulația pe tronsonul menționat. Acum au comisii, ca întotdeauna, special face investigații ca să vadă cauzele într-adevăr care au dus la acest incident. Nu au avut de suferit niciun colaborator sau altă persoană. Vagoanele la fel nu au avut loc o eraiere sau careva pagube materiale mari. Nu, liniile de cale ferată nu au fost afectate major. Amintim că la începutul lunii august un tren a deraiat pe tronsonul de cale ferată Culma Cea Dârlunga. 6 vagoane încărcate cu cereale s-au răsturnat, iar muncitorii au avut nevoie de câteva zile pentru a repara porțiunea și a restabili circulația după ce segmentul de cale ferată a fost deteriorat pe o lungime de 125 de metri. Deocamdată, comisia care investighează cazul nu a finalizat ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale producerii acestui accident feroviar. Traficul feroviar a crescut considerabil în urma declanșării războiului din Ucraina, țara noastră fiind una dintre statele de tranzit pentru mărfurile ucrainești. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV8, ne revedem săptămâna viitoare. Să aveți o seară liniștită!